Salutare, pariori! Pentru ziua de sâmbătă, tipsterii de pe site-ul biletuminunzilei.com au pregătit următoarele 9 pronosticuri. Bilbao, Almeria. Tipsterul Cristian crede că Bilbao va domina această confruntare, deoarece are la dispoziție un lot mai valoros, beneficiază de avantajul terenului propriu și traversează o formă mai bună decât adversara ei. Cu toate acestea, pentru o siguranță mai mare, recomandă pariul de tip combo, 1x, peste 1,5 goluri și peste 6,5 cornere. Wade și-a îndreptat atenția spre confruntarea dintre Western Kentucky și Troy din fotbalul american de colegiu. Cei de la Kentucky sunt considerați favoriți, însă tipsterul nostru crede că vom vedea un meci mai echilibrat decât o arată cotele. Cei de la Troy vin după o victorie și sunt capabili să facă un meci bun în această deplasare, așa că Wade propune pariul de tip handicap, Troy plus 10,5 puncte. Valerenga Storhamar. Andrei Cinculescu spune că în această partidă se întâlnesc două dintre echipele cu ofensive foarte puternice din campionatul norvegian de hockey. Ambele au medii de peste 3 goluri înscrise per meci, așa că tipsterul nostru mizează pe multe modificări pe tabela de marcaj și alege pariul de peste 4,5 goluri. Arsenal-Tottenham. La acest derby, BMG mizează pe un spectacol total, deoarece ambele echipe traversează o formă excelentă și sunt foarte puternice în atac. Ținând cont de prestațiile lor din acest sezon, dar și de calitatea jucătorilor, tipsterul nostru mizează cu încredere pe ambele echipe marchează. CFR Cluj, Petrolul. În opinia lui Johnny, clujenii se află pe o pantă ascendentă, reușind să lege 3 victorii consecutive în campionat și să urce în clasament. Astfel, tipsterul nostru mizează pe un meci controlat de CFR și alege pariul 1 solist. Mallorca, Barcelona. David Chirilă spune că diferența de valoare dintre cele două echipe este foarte mare, așa că Barcelona ar trebui să-și respecte statutul de favorită. Cu toate acestea, tipsterul nostru crede că nu vom vedea foarte multe reușite, ținând cont că jucătorii vin după o pauză în care au evoluat pentru echipele naționale. Astfel, pronosticul său merge pe victoria Barcelonei și pe sub 4,5 goluri. Shapovalov-Brooksby. În opinia lui Adrian, tenismenul Shapovalov este mult mai valoros decât adversarul său. Mai mult decât atât, acesta traversează o formă bună, venind după două victorii fără set pierdut. Ținând cont de aceste detalii, tipsterul nostru recomandă pariul de tip handicap, Shapovalov plus 1,5 game-uri. Barcelona-Bidasoa-Irun. Tipsterul Alex spune că handbaliștii de la Barcelona sunt într-o formă de zile mari, înregistrând victorii pe linie în acest sezon, atât în campionat cât și în Liga Campionilor. Mai mult decât atât, aceștia au marcat cel puțin 35 de goluri în fiecare din cele 5 meciuri disputate în campionat. Având în vedere calitatea celor de la Barcelona, tipsterul nostru mizează pe un nou meci cu multe goluri marcate și propune pariul de peste 60,5 goluri produse în meci. Köln-Dortmund.
Radu Oprea crede că în acest meci vom avea parte de multe modificări pe tabela de marcaj, deoarece ambele echipe sunt foarte bune pe faza de atac și sunt implicate cu regularitate în meciuri spectaculoase. În 6 din ultimele 7 întâlniri directe s-au produs goluri la ambele porți, așa că tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și alege pariul pe ambele echipe marchează. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.